Bună seara, domnilor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Obiect. Avem deosebită plăcere în această seară de a analiza ceea ce se petrece în spațiul public în ultima vreme, alături de vicepreședintele PNL Gorj, domnul avocat Gheorghe Pecingin. Stimate domn, bună seara, bine ați revenit. Bună seara, bine v-am regăsit. Sunteți una dintre persoanele care privește cu atenție ceea ce se petrece în proxima vecinătate, în egală măsură priviți la fel de introspectiv și ceea ce și ceea ce are loc în spațiul public la nivel central. Dacă ne uităm în Gorj, în Târgu Jiu, vedem o perioadă destul de agitată, deși paradoxal poate nu pare prin prisma a ceea ce se întâmplă. Nu este agitată deloc. La Târgu Jiu chiar nu este agitată și astăzi vreau să spun că am citit o postare a Dariei Haidău despre Cătălin, fratele ei care a murit la Revoluție și care spunea, mi-a tras atenția un pasaj din ultima lui scrisoare care spunea, mă bucur că la Târgu Jiu e liniște. Știu că la Târgu Jiu e liniște, deci la Târgu Jiu tot timpul a fost liniște, așa că ce-mi spuneți dumneavoastră că e agitație departe de Târgu Jiu. Păi și atunci... Aici, uitați-vă, proteste ale magistraților la Târgu Jiu nu există, proteste în stradă la Târgu Jiu nu există. Tot ce vreți noastră la Târgu Jiu nu există. Combinații la nivel național. Nu știu dacă Târgu Jiu există. La nivel local. Avem combinații la nivel local? Nu. N-avem. Și aici este liniște și pace. E liniște și pace, fiecare cu felia lui. Mai se mai trezește câte unul să ne spună că există, dar nu există, vă spun eu. Nu sunt niciun fel de combinație. Dați-mi un exemplu de agitație. Toată lumea vorbește despre ce s-a întâmplat. Nu, eu cred că e o chestiune calculată ce s-a întâmplat în Consiliul Local. Da. Și votul care a fost în Consiliul Local, da? Domnilor, de când e parcarea, de când e spațiul ăsta scos la licitație? Că acum să nu mai scăzut. De foarte mult timp, dar la alt preț. Despre ce vorbim atunci aici? Nu, domnule, când te interesează ceva, te duci și la lichidator. Care este Siomax, da? Da. Nu e departe Siomax de primăria Târgu Jiu. Și verific care e procedura. Și aflu când scade prețul. Dar eu trebuie să am o hotărâre a Consiliului Local și o propun, poate nu vreau Târgu Jiu. Să știți că eu am postat joi seara, am făcut o postare prin care făceam apel. Nu știam că societatea civilă și conștiința civică la tăia de porci s-au plecat pe la Timișoara sau știu în ce parte a țării, da? Și am atras atenția, desigur, după un articol, un arciu zidaj, trebuie să recunosc. Și atunci am realizat că ce se va întâmpla cu spațiul respectiv. Și mergând pe ideea că trebuie parcare și că în campania electorală am fost unul dintre oamenii care am susținut programul lui Marcel Romanescu în spațiu media și nu numai, și vorbea despre o parcare în zona respectivă, am postat, domnule, a doua zi o ședință de îndată și este pe ordinea de zi cumpărarea, aprobarea cumpărării acelui spațiu. Ori ședința asta putea să fie făcută oricând. Că ți se aproba cumpărarea unui spațiu, da? Dar există acești bani ca idee în bugetul local? Se pare că există. Adică n-am văzut argumentele. Ideea e că ne trebuie parcări. Nu știu. După aceea a venit o argumentație așa alambicat, cel puțin comunicatul de presă care l-am văzut eu. De 2 lei de altfel comunicatul de presă. Și asta nu poate să-mi scoată nimeni din cap că fătuca aia adusă nu știu pe ce criterii acolo la primărie e comunicatorul Marcel Roman. Da. E purtătorul de cuvânt al primăriei și bate joc de instituția asta purtătorul de cuvânt. Am văzut multe pile aduse acolo în funcție, dar niciuna n-a fost mai lamentabilă ca asta. Și mie nu poate să-mi scoată nimeni. Am văzut și la darea de seamă Marcel foarte multe scăpări și foarte multe lucruri bune pe care le-a făcut și care nu au fost prins în darea. Dar asta e o chestie care o să sper să-i dea Dumnezeu în minte în Marcel și în perioada asta sărbătorilor să-și regleze și problema asta a comunicării care e lamentabilă. În 6 luni de zile s-a văzut. Da? Trecând peste nici nu pot să-i spui purtătoarea de freză de la primărie, eu cred că ședința asta putea să fie făcută mai devreme sau dacă s-a întâmplat ce s-a întâmplat vineri, au mai fost ședințe de Consiliu luni, da. Duminică, putea să o facă de îndată duminică sau sâmbătă, da? Puteam să facem o ședință de îndată. Societatea civilă care astăzi se zbate și urlă pe rețelele de socializare n-a prea fost prezent în zilele alea. Încă o dată, conștiința civică era la tăia de porc în weekend. Dar ne trezim lunea când venim la serviciu și înjurăm. De ce sunt atât de revoltat? Pentru că pe cine credeți că înjură? PNL-ul că n-a făcut nimic. Păi ce poate să facă PNL-ul decât să atrage atenția? Să postezi pe rețele de socializare, să ieși și mass media să spui. Atenție, ce poate să facă PNL-ul legal
și fără să lezeze autoritatea primarului. Corect. Și accentuez lucrul ăsta, fără să lezeze autoritatea primarului. Că eu știu ce poate să facă PNL-ul, poate să facă mult mai mult, dar am lezat autoritatea primarului. Și atunci am putea fi acuzați de alte lucruri. Ori noi, Partidul Național Liberal, susține pe Marcel Romanescu. Deși au fost foarte multe voci care v-au acuzat și în campanie și după campanie, nu, că PNL-ul nu l-a susținut pe Marcel Romanescu. Fac parte, unii dintre ei sunt și din Camarila, care s-a ciuit pe lângă Marcel Romanescu și sunt deranjați de faptul că, volens nolens, Marcel este membru al Partidului Național Liberal. Da? Și ei vor să-și asume toate meritele și ceea ce privește, dar nu-și asumă. Eu de asta spun că PNL-ul e obligat, dacă vreți, și cei care spun că nu-l susține și că îl sabotează, sunt nebuni la cap. Și am să vă dau, și mi-asum ceea ce spun, vă dau argumentul cel mai logic. Dacă Marcel Romanescu va avea un mandat gen Nanu, da, PNL-ul la Gorj se duce în jos, se afundă foarte jos. Câteva procente bune. Dacă Marcel va avea un mandat bun, nu e obligatoriu ca PNL-ul să fie sus. Da, da, de acord cu dumneavoastră. Deci noi suntem obligați să-l susținem pe Marcel Romanescu și vom vedea ce vom face la alegeri. Dar, dacă Marcel Romanescu are o prestație proastă, noi ne ducem la fund. Chiar dacă nu-i vina PNL-ul sau e vina PNL-ului, că nu știe să-l stimuleze, să-l ajute mult mai mult. Nu știu cum ar putea să-l ajute, dar spun ca ce spun oamenii pe Facebook, da? Deci să înțeleagă toată lumea, PNL-ul susține pe Marcel Romanescu. Am înțeles. Dar eu ca PNL, de exemplu, să aflu de la și să trebuiască să ies fără să am o colaborare, nu cu Marcel Romanescu, cu instituția primarului. Da? De asta vă spun de fătuca asta, că e pe lângă subiect. Ea are probleme și cu unii din PNL și cu unii din primărie. Ea dintr-o dată cineva i-a dat grade, ea se ocupă. Și nu e singura. S-au strecurat acolo lângă Marcel foarte multă dudui, nu știu de pe unde l-a selectat, criteriile de performanță și nu cred că el l-a selectat. Ei au fost recomandate și oameni slab pregătiți. Toată lumea spune, s-a putea, nu, primarul are niște atribuții. Pe legea 215. Eu i-aș recomanda lui Marcel Romanescu să-și ia lângă el, de exemplu, inclusiv pe domnul Manta. Măcar să se sfătuiască cu el. Are o altă abordare și nu are adică sunt unii acolo lângă el, au ajuns lângă el și au răzbunări personale, au probleme lor personale de rezolvat. Nu interesează bunul mers al primării, frustrări, dar acumulate de-a lungul timpului. Îți trebuie oameni cu experiență care să știe să vorbească și cu unii și cu alții, și cu ăia nenorociții care au făcut prăpăt prin primărie. Trebuie să știi să vorbești cu ei, să-i ții la distanță sau să impui o anumită distanță. Trebuie să știi să vorbești cu ceilalți oameni, să selectezi omul. Trebuie, eu cred că trebuie să-și facă o analiză și în propriul aparat. Și să pună în aplicare, încă o dată, 215-le. El, la el e pixul. La Marcel Romanescu e pixul. Este a doua oară în seri consecutive când aud această problemă. Sunteți a doua persoană și aseară domnul Caragea spunea exact același lucru, anume echipa de consilieri este una dezastroasă. Nu, eu nu vreau să-i dau dreptate lui Caragea. Nu, nu, da? dar subliniem că... Eu n-am vorbit de consilieri, am vorbit de oameni care sunt în jurul lui Marcel Romanescu și care n-au experiență nici și au anumite probleme pe care, de natură personală, pe frustrări personale și încearcă vendete de genul ăsta și să-și le rezolve acum în climatul care este la primărie. Cum trebuie să privim faptul că un vicepreședinte al PSD a votat proiectul domnului Marcel Romanescu, în vreme ce incorpore colegii dumnealui, consilieri locali PSD, au votat împotriva? Domnul Ion Scatina, eu joc de glezna? Poate fi catalogat și joc de glezna. Am văzut atunci la Adrian Tudor și înainte și în ședința de luna trecută? De vinerea trecută. Acea de vinerea trecută, prin care le spunea colegilor că e important să cumpere acel spațiu, nu neapărat pentru parcare. Pentru că vreau să vă spun un lucru. Majoritatea, mai puțin cei PNL care au susținut proiectul lui Marcel Romanescu, au mers proiectul de așa cum era argumentat vineri. Eu nu știu, luni n-am fost la ședință. Nu că ar fi intrat și conștiința mea civică în concediu, dar am avut altă problemă. Argumenta de genul că trebuie să o cumpărăm pentru că e calea eroilor și să nu apară vreo construcție. Deja se știa că va fi construcție acolo. Vreun bloc sau mai știu eu ce. Ceea ce e foarte posibil să apară. Ceea ce e foarte posibil să apară. Dar nu trebuie să ne lamentăm. Se știa de acest spațiu. Nu a interesat. Dintr-o dată a ieșit scandal din campanie electorală, se vorbea despre că va fi parcare da, acolo corect. Și probabil a strânit și interesul unor oameni de afaceri local și numai și politicienilor. Da? Că tot se vorbește de coabitare asta între oameni de afaceri și politicieni. De altfel, argumentele de luni
cel puțin la nivel de mesaj, ceea ce am citit eu, că de asta am permis pe purtătoarea de freză de la primărie să o catalogheze așa, sunt convins că ea s-a ocupat. Deja nu se mai vorbea de parcare, se vorbea iarăși de să cumpărăm calea eroilor, etc., etc. Deci era un amalgam. Nu mai era convingător ca și vineri, comunicatul cel puțin ce am văzut eu în spațiu public. Vineri era clar, va fi parcare, traficul trebuie să fie fluidizat în zonă, trebuie făcute proiectul anumite schimbări. Proiectul pentru ședința de vineri. De vineri, da. Nu mă refer la proiect, mă refer la argumentația în spațiu public a primarului și ca instituție, nu al Marcel, ca persoană fizică, da? Era clar, era limpede, știa lumea. Eu când am postat joi, am fost în jur de 80 de comentarii, pro și contra, de ce? Oamenii veneau cu argumentații, cu poze din străinătate, cum arată parcările, că se poate face spraterană, subterană, etc. Deci putea să existe dezbaterea asta mai demult. Bine că măcar acum avem și noi un subiect de sărbători. Asta, cum am mai văzut iarăși, o stop abuzul sau stop, nu știu, mai stop, de stop sunt statul. Eu vreau să mai văd și go. Pentru că de stop în Târgu Jiu, chiar am stat la stop. Târgu Jiu a stat la stop. Astăzi mă gândeam că am făcut puțin ordine în dulap și am găsit tricou cu pug. Și cred că o să trebuiască să-l reîmbrac și să fac anumite acțiuni anul viitor, pentru că e clar, lucrurile stau. Vorbim de un ultim pug în anul 1998, dacă care a fost prelungit de două ori. Da? O perioadă însemnată. 20 ani. Păi noi suntem în anii 90, domnul Catian, nu v-ați prins? Cum nu? În Târgu Jiu suntem în anii 90. Da, sunt corect. Suntem în anii 90, se pare că aici rămânem. Dar devine PNL-ul că e în opoziție. Și aici, da, sunt și eu de acord că e în opoziție. La ce vă referiți? La poziția din Consiliul Local? Din Consiliul Local, da. Am văzut în spațiu și oameni care se cred doc și oameni care, vezi, doamne, au fost opozanții PSD-ului. Ce vină pot să aibă cei 5 consilieri ai PNL-ului? Încă o dată, ce vină pot să aibă acești oameni? Pentru că ei pot să facă niște acțiuni, dar s-ar putea să le zize autoritatea primarului. El este cel în măsură să facă anumite lucruri. Și Marcel le va face. Cred. Sau vreți să sperați? Eu sper și cred că le va face. Dacă nu le va face, asta dacă ne ducem la fund cu el. Dacă nu le va face, pe va deconta și PNL-ul. Decontează. Uitați-vă în momentul ăsta, decontează. Orice șeca lui Marcel Romanescu, de asta le spun papagalilor care sunt pe lângă el, unii dintre ei, și îmi permis să le spun în spațiu public, mai ușor cu aruncatul cu pietre în PNL, în Partidul Național Liberal. Suntem sute, nu, care nu, aruncă nu, cu... nu, Doamne ferește. Noi îl susținem 100%. Se duc așa toți și apar și în unii pe la emisiuni și spun PNL-ul nu îl sprijină. Ba da, PNL-ul 100% și în campania electorală și acum. Și v-am dat argumentul logic. Oricine sănătos la minte și cu o logică elementară poate să constate lucrul ăsta. Iar frustrările sau probleme personale a unuia sau altuia sunt imediat trase la răspundere în cadrul partidului. Și asta, uite, vă spun, nu e un secret, dar unii au preferat să discute săptămânile trecute alt subiect care s-a discutat între noi vicepreședinții și în ședința pe care am avut-o. Am avut și noi o ședință de îndată pentru a dezbate anumite probleme și a apărut în spațiu public doar o parte din ce s-a discutat acolo. O altă parte este un mesaj și din partea președintelui și unanimitate, majoritate. Trebuie să-l susținem pe Marcel până în pânzele albe. Da? Înseamnă că cine a iar cine aruncă, a trunchiat-o. Nu, n-au vrut să dea, le interesează doar scandalul. Și ăsta sunt, e clar, se dirijează în prietenii ai PNL-ului, dar de fapt sunt dușmani ai PNL-ului pentru că vor dezintegrarea. Da, mai lăsați-mă cu acoperiții, că nu există acoperiți. Deci e clar presă. Nu din presă, nu din presă. Sunt oameni care apar presă sau infiltrați, în sensul de oameni care apar în spațiu public și emit idei și păreri despre Partidul Național Liberal și relația pe care o are cu Marcel. Cum să cer lui Marcel Romanescu să vină la ședință de partid când are atâta de făcut la primărie? Acum, la modul cel mai serios. Și Marcel participă totuși la ședințele importante. Da. Cum să-i cer? Vină la ședință de partid, pe ce prioritar? Voința cetățeanului sau voința partidului? Și noi, membrii de partid, suntem cetățeni. Și există comunicare, se discută pe telefon Vâlceanu Romanescu și oricine din partid. Sau, mă rog,
unii din partii discută cu Marcel Romanescu, că sunt probleme importante. Unii. Da, foarte interesantă chestiune. Ce voiam să vă întreb, după acest eșec, pentru că nu poate fi catalogat altfel, circ ieftin, eșec, nu știm deocamdată cum să-l privim, e circ ieftin, raportat la spațiul de pe strada Geneva. Ce se va întâmpla cu traficul acolo? Se mai poate face ceva? Se mai pot găsi soluții? Strict pe acel tronson. Eu cred că un studiu, și am văzut colegii noastre la Biz Magazine, prezentau faptul că există un studiu. Nu pot să spui că acea bucățică va rezolva acea parcare. Corect, trafic, absolut de acord. Cine a circulat zilele astea, eu prefer să nu circul, dar n-am ce face, trebuie să folosesc mașina. Un studiu de trafic e foarte important. Dacă există, cu atât mai bine. Și trebuie luate măsurile. Acum, că actualul guvern de meseriași, ghilimele de rigoare, a tăiat tot de la investiții. Tot. Pentru că bugetele, cel puțin a Târgu Jiului, al municipiului în general, s-au diminuat. Și mai vedeam pe unii cum spun, doamne, nu mă interesează pe mine, bine că au oamenii bani în buzunar. Păi oamenii au bani în buzunar și grija oamenilor, băina primare, care ești primare, trebuie să o ai prin faptul că le faci, la sigur, confortul zilnic, tu ca primar. Iar diminuându-ți bugetul, ar trebui să știe că nu le asigură confortul și că le creează probleme și disconfort cetățenilor. Iar banii aia despre care spune el că o să iei în buzunar, nu o să iei pe cetățenii, pentru că ați văzut puterea de cumpărare, inflația e tăcă, cum au scăzut. Puterea, da, scade, dar inflația. Nu, vă spun sincer, n-am putut să nu râd când am văzut declarația unui primar care spunea, doamne, eu nu mă interesează. Primar PSD-ist? Nu. Dar n-are importanță, că nu vreau acum să intru în... Se și crede cu foarte multă experiență și a fost lamentabilă declarația și de râsul lumii. Nu contează, putem să trecem mai departe de subiect, că nu face, nu vreau să-l fac celebru dintr-un anonim. Înțeles. Acum un an de zile exista un proiect privitor la înființarea unui centru infotrafic, ceva de genul, în care într-o poziționare, într-o clădire a orașului, să se amenajeze un centru care să aibă sub control tot traficul rutier și așa mai departe. Nu știu, eu vă spun încă o dată. Pe acel proiect. Și am văzut declarația Marcel, el trebuie să continue proiectele care sunt în lucru, obligatoriu. Și a vorbit despre două parcări. Una supraterană la piață, despre care se vorbește de 20 de ani. Și care a fost subiect de campanie pentru mulți. Pentru mulți, da. Cred că și eu am avut în 2012. Și mai vorbea de o parcare în zona tribunalului și asta sigur am avut în 2012. În zona tribunalului, subterană, în parcul din fața tribunalului, pentru că acolo nu sunt utilități foarte mari care să vă interzică. Referiți la parcul Nicu Dumiloșescu, parcă așa se numește cel tronson de parc. Chiar cel din față, între tribunal și cartierul de peste stradă, general. Da, chiar cel din față. Se numește porțiunea aceea, părculețul acela. E un totem, mi spuneau cumva. Da, acela este. O parte corporală a domnului Cărciumaru, nu? Acela este. Da, acolo și e foarte important dacă s-ar încerca asta și cred că face lucrurile astea în baza studiului de trafic care există, că nu le poți face anapoda. Și ce este important e că în acea zonă nu există, să spunem, probleme de natură juridică, fiind spațiul primăriei, pentru că este spațiul municipalității. Adică nu pot să mai apară pretenții de la XYZ care să-i spună în plină ședință, lucru care m-a fascinat efectiv, pentru că am urmărit pe frânturi, recunosc, ultima ședință, probleme peste probleme peste probleme invocate de unii sau alții dintre consilieri. Pe mine m-a enervat altceva. De ce am așteptat pe ultima 100 de metri? Păi e clar că... De ce noi ca societate sau oameni, cetățeni, după ce se întâmplă dezastru, după ce ne pică drobul de sare, începe să ne manifestăm, dar până atunci nu facem nimic, stăm cu mâinile în sân și ne uităm. Păi este exact aceea situație când nu mergem la vot și după vot blamăm. Ah, bun, am văzut și acum. La o scară redusă aceea situație. Eu nu mai merg la vot, nu am cu cine să votez. Păi au mers. Bravo, la vot. Stai monșer acasă. N-au mers, nici n-au mers, dar își permit luxul ăsta. Stai acasă. Da. Câteodată, pentru oamenii ăștia, măsurile care se ia, dacă i-ar afecta doar pe ei, eu chiar aș fi bucuros și n-aș mai ieși la emisiuni să le critic.
Dar din nefericire afectează pe toată lumea. Și apropo de mersul la vot sau de nemersul la vot, o persoană foarte dragă sufletului meu a postat astăzi ceva de genul: le urez tuturor prietenilor mei, poliția de socializare, le urez tuturor prietenilor mei care nu au mers la vot să lucreze într-o companie care de la anul să nu mărească salariile. Mi s-a părut foarte interesantă postarea privitor la ceea ce se preconizează, la haosul care se preconizează că va începe chiar din prima lună a lui 2018. Dar totuși să acordăm prezumția de nevinovăție partidului Alianței de la guvernare, căci merită, nu? I-au votat 3 milioane și ceva de români, după cum prea bine spuneau cei de la București. În altă ordine de idei, se apropie termenul, acel deadline care a fost dat primarului Marcel Romanescu chiar de mai mulți oameni, oameni cu vizibilitate în spațiu public. Mai toată lumea spunea că va avea răbdare cu primarul Marcel Romanescu până în luna ianuarie, când, spuneau dumnealor, se va trage linie și se va vedea cum se prezintă situația. Nu știu cine a dat deadline-ul lui Marcel. Marcel are un mandat. Corect. Iar deadline-ul pot să-i dea la finalul mandat. Pentru că nu e vina Marcel Romanescu, de exemplu, că i s-a diminuat bugetul. Deci nu e vina lui. Și atunci nu pot să-i cer ce pretenții să ai la Marcel Romanescu să facă, eu o vorbă românească, nu pot să spun, să facă bici din nimic, din nisip bici, și unii sunt acum, domnule, trebuie să și pocnească, că în 16 ani de zile au stat cu capul nisip. În nisipul pe care Marcel vrea să-l facă bici acum. Da? Au stat cu capul acolo și n-au comentat nimic. Mulți viteji acum au ieșit în ultima perioadă, domnule, împotriva PSD-ului și al Cârciumarului. Acum vreo 3 ani. Acum vreo 8 ani. Corect. Reluăm după o scurtă pauză de publicitate această idee. Pentru cine construiește, depozitul Adelia Con materiale de calitate pregătește. La depozitul Adelia Con din Târgu Cărbunești găsiți toată gama de materiale de construcții, începând de la ciment, fier, cărămidă, BCA și multibat și până la țiglă, gresie, faianță, vopsea lavabilă și tot ce trebuie pentru finisaje. Depozitul Adelia Con în Târgu Cărbunești, strada Pieții numărul 26, la 300 de metri de la CEA spre piață, pe partea dreaptă. Transportul la domiciliu se face cu mașini între 3 și 22 de tone, inclusiv cu mașină prevăzută cu macara de încărcare-descărcare. Depozitul Adelia Con. Meseriașii știu de ce. Amy Evans Music, partenerul dumneavoastră de nădejde în organizarea unui eveniment muzical. Fie că e vorba de spectacol, zilele orașului, zilele comunei sau orice alte manifestări cultural-artistice, Amy Evans Music este garanția unui eveniment reușit. Ne găsiți pe Facebook, YouTube sau la telefon 0722 833 814. Partener media Radio Accent și Accent TV. Amy Evans Music. V-ați făcut planuri pentru noaptea dintre ani? Dacă nu, vă spunem noi! Restaurant Infinit organizează de Revelion 2018 cea mai frumoasă petrecere, cu muzică bună, preparate culinare pe alese și un spectaculos foc de artificii. Atmosfera va fi întreținută de orchestra Amy Evans Music și artiști îndrăgiți de dumneavoastră: Roberta Crintea, Emil Badea, Reli Gherghescu și Dumitru Vasilescu. Toate acestea la numai 220 de lei, totul inclus. Restaurant Infinit. Petrecere la nesfârșit. Pomadil Comserele. Acum ne găsiți și în complex Rodna, stand 76 și 77, cu produse de sezon, dulciuri, cafea, băuturi alcoolice, apă, produse alimentare și sucuri la cele mai mici prețuri. Vă așteptăm să vă convingeți și dumneavoastră. Pomadil Comserele. Pornește la drum cu cei mai buni. Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC. Obține acum categoria de permis auto B, BE, C, CE cu cei mai buni instructori. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, cabinet pentru efectuarea testelor psihologice și fișe auto, program flexibil pentru orele de conducere, consilierea și pregătirea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final, dar și un impresionant parc auto. Vrei permis? Alegerea este a ta! Hai la drum cu Auto TNC! Ne găsiți în Târgu Jiu, vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Cu noi totul este mai simplu, pentru un succes garantat.
Școala de șoferi Auto TNC. Telefon 0765 050111. Bună, eu sunt Prețul Mic și ei sunt frații mei. Prețurile mici și foarte mici Explor. Lumea ne crede adesea oferte, dar noi suntem mici tot timpul anului, nu doar de sărbători. Așa că vă rugăm, spuneți-ne chiar așa: prețurile mici și foarte mici Explor. V-am făcut curioși? Haideți să ne cunoaștem și să ne luați acasă împreună cu produsele Explor preferate. Vă așteptăm la Explor, Târgu Jiu, Alea Digului, numărul 1. Peste 8.000 de produse alimentare și nealimentare la prețuri mici și foarte mici Explor. Husqvarna a început campania de toamnă 2017. Motoferă Stroll 236 la prețul de numai 749 lei, destinat oricărui gospodar priceput. La modelele 435, 440, 445 sau 450 primiți cadou două lanțuri Husqvarna, precum și la modelele destinate profesioniștilor, începând cu modelul 560, primiți cadou o șină de ghidaj și două lanțuri Oregon. Oferte de nerefuzat la frezele de zăpadă, începând cu prețuri de la 3199 lei. La fiecare lanț Oregon cumpărat veți primi cadou o pilă, iar la cumpărarea unei șine de ghidaj Oregon, cadou un litru de ulei pentru ungere. Vă așteptăm în rețeaua noastră de magazine din Târgu Jiu și județul Gorj. Telefon 0253 210736. Husqvarna, e al naibii de greu să fim cei mai buni. Am revenit, dragii mei, cu a doua parte a emisiunii. Stimate domn, sunteți una dintre cele mai rele persoane în viață pe care le cunosc. Ați fost acuzat cu subiect și predicat că v-ați opus revenirii în partid a unor membri marcanți. Marcanți sau marcați? Cred că marcanți, am vrut atât să spun, dar este bine de precizat pentru că se pare că sunteți singurul vicepreședinte la nivel județean care v-ați opus revenirii pe funcție a unui fost lider local, e vorba de Comuna Drăguțești, unde domnul fost primar și fost președinte PNL Drăguțești se vede la momentul vorbirii președinte acolo interimar, ce-i drept. Domnul Catena, să vă surprindă. Chiar nu m-am sunteți chiar atât de rău? Chiar nu m-am opus pentru că n-am fost la ședință, când s-a votat discutarea în principiu. Păi și atunci Nali vorbește... Nu știu cine l-a mințit, că l-a mințit cu multe lucruri pe săracul om. Eu acum am văzut, chiar ieri am văzut, că omul chiar a fost păcălit. Cine o fi spus ce i-a spus de la ședință, că e și președinte, că s-a votat. Când eu n-am fost la ședința respectivă. Iarăși adevărul trunchiate. N-am fost la ședința respectivă, da. Da. Iar eu cred că cel mai bine te informezi, nu? De la sursă. Or, sursă e Partidul Național Liberal. Domnul Vasile Moșuiu, dacă vrea să fie membru al Partidului Național Liberal, lua statutul CITA, că a fost președinte la... Vădă că se încadrează. Purta o discuție cu conducerea partidului la nivel județean. Apropo și de... Să știți un lucru. Numai în situații de criză, când e dizolvată organizația... Apare interimatul. Apare interimatul și poate să numească organul superior. În rest sunt alegeri. E și logic. Până în rest sunt alegeri și nu... Poate să numească VPJ-ul președinții. Da? Cita statut, vedea că nu se încadrează și așa au ieșit, au fost ieșiri publice. Eu, ca să știți un lucru, nu au avut revenirii Vasile Moșoiu. Eu am spus că nu este ok ca Vasile Moșoiu, nu că a înjurat el membrii marcanți, că l-a certat pe Vulceanu, l-a înjurat sau pe alții din PNL. Ferească, nu. Că a făcut campanie cu PSD-ul acolo împotriva organizației noastre, că a distrus-o efectiv organizația PNL, Drăguțești, nici asta nu e motiv. Da? Putem să trecem. Problema este ce facem cu dosarul penal care e în curs. Nu cu condamnarea penală. Pentru că eu nu mai pot ca și comunicator să ies să spun Dragnea, Tăriceanu, dosare penale, probleme, PNL-ul se opune. Că o să veniți dumneavoastră și o să-mi spuneți voi pe cingină. Ia fă-mă stânga împrejur. Sau dreapta. În armată nu se face dreapta împrejur, da? Nu există. Mă rog. Ia dai-mă drumul de aici, că ne spui prostii. Și electoratul la fel. Adică eu am argumentat și am argumentat de genul ăsta și știți foarte bine scăparea parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova în presă sau pe către reprezentanții presei a cercetărilor care se efectuează sau finalizat în octombrie 2017 într-un nou dosar al domnului Vasile Moșu. Corect. Ori, eu asta am spus, băi, nu e bine în momentul ăsta.
pe lângă condamnarea pe care, definitivă pe care o avea. Atât am spus într-o ședință și am argumentat că mai bine pierzi 800 de voturi ipotetice. Pentru sau că 500, erau da? Da. La Drăguțești. Dar câștigi în orașe pentru că oamenii se uită. În orașele mari contează. Târgu Jiu, Motru. Se uită, mă, păi băi, ce faceți, mă? Veniți cu o poveste spune, și alta faceți. Astea au fost argumentele. Cu o ședință anterioară punerii în discuție a începerii discuțiilor cu domnul Moșoiu. Că de fapt asta s-a votat. A venit domnul Popeanga cu contraargumente. Mă rog, cât de bun, frumos, în alt deștept și de vremea acasă e Vasile Moșoiu, dar astea sunt alte lucruri care nu mă privesc mine. Eu n-am fost împotriva Moșoiu, nu știu de ce Moșoiu a preluat așa, dar până la urmă eu și cu statutul, uite, n-am opus să vină Moșoiu. Și apropo de statut, și cu Dan Vâlceanu, că el e garantul statutului. Aha, emblema statutului în Gorj. Nu, așa spune chiar statutul, că el e garantul în Gorj, președintele. Apropo de statut, există vreo excepție, recunosc, nu l-am parcurs, pe cel în format actual, nu. Cândva l-am citit și eu. Nu. Există vreo excepție, vreo derogare de la... Nu. Deci pe statutul actual nu poate fi... Simplu, a ieșit Dan Vâlceanu. Membru de partid. A spus-o atunci când se crease deja o rumoare cu chestia asta. Îmi pare rău că l-au dezinformat, pentru că o comunicare mai bună cred că nu ar fi dus în situația asta. Și nu m-ar fi pus adică nici pe mine, om... de exemplu, să apar ca omul negru din PNL care se opune. Încă o dată nu am nici căderea morală să spun eu unora să vină sau să nu vină în PNL, pentru că sunt convins că și eu când am venit la rândul meu am creat rumoare și unii au fost... Cred că și acum a creat rumoare, chiar și în PNL. Nu, eu cred că PNL e un partid unit și ne iubim între noi și fiecare... Nu, domnul Gatina, e ca într-o familie. Nu trebuie să-ți placă toți membrii familiei sau să iubești la fel de mult. Dar faptul că trebuie să arăți o anumită decență și să-i respecti, să le respecti punctele de vedere, nu ai scuze. Și că trebuie să respecti un statut, că ăsta până la urmă ne unește. Suntem oameni cu personalități diferite, oameni care avem visurile noastre, țările noastre în politică. Fiecare își dorește ceva în politică. Cei care spun că nu, sunt demagogi. Da? Deci fiecare își dorește ceva în politică sau așa pus o țintă în politică. Perfect de acord cu dumneavoastră în ceea ce spuneați privind argumentarea legată de situația domnului Moșoi. Însă apar două întrebări. Unu, cât de meschin să fii să minți un om că adevărul este cu totul altul și doi la mână, cât de naiv să fii încât să te auto-intitulezi președinte interimar de organizație locală astfel încât de fapt tu să nu fii nici măcar membru de partid. Am explicat, nu vreau să mai intru în subiect. Asta e... Adică e multă răutate. Da. Dezinformare și răutate. În partea oamenilor care au spus lucrul ăsta. Eu ieri am aflat că omul, când am citit un interviu, omul chiar i s-a spus sau i-au spus unii sau alții. Că i-a fost adus la cunoștință, atenție. Eu cred că atunci când ești numit chiar și interimar, se emite o decizie. Există așa un proces trebuie. Verbal la partid. Ori l-am întrebat și eu și pe secretarul general, eram curios ieri. A zis, băi, oameni buni, știi ceva? Eu am lipsit la ședință, dar eu totuși am încredere în ce îmi spune președintele Dan Vâlceanu și ce spune în spațiu public. Eu m-am luat după declarațiile lui Dan Vâlceanu și a spus Dan foarte clar. Se poate uita oricine și în statul și poate verifica. Eu, nefiind la ședință, nu am știut ce s-a discutat acolo, că s-a discutat în principiu. Am crezut, băi, și ieri am citit că omul a fost dezinformat. Îmi pare rău pentru că a fost dezinformat și că a intrat în această, mă rog, vâltoare politică. Sarabandă. Da. A nebunelilor la Drăguțești. Iată o comună, în principiu, liniștită, care însă în perioada... Atât de liniștită încât la 5 km de Târgu Jiu nu există gaze. Vă vine să credeți? Cât e de liniștit. În momentul de față. Am înțeles că actualul primar a făcut proiectul. Proiect e aprobat. Un demers care va fi finalizat. Să domnul Cazina, când vin gazele, domnule? În 2018 și nu erau gaze la 5 km de Târgu Jiu. Așa ceva... Dar mi se pare jalnic, chiar și pentru locuitorii din Drăguțești, care cu siguranță cei care se vor regăsi, se vor supăra pe mine, să accepti promisiunea unui om care să-ți ia bani spunându-ți că îți va băga gaze și tu în 2017 să te plângi că acel om nu ți-a băgat gaze. E PSD-ist, domnule, la PSD se aprobă orice. Dacă e PSD-ist. Secunda 2, mă duceam cu la ei, la acel om. Uitați-vă la Dragnea, le-a promis ceva și face altceva. La PSD o au genetic, cred. Când candidează, promit ceva, iar când ajung acolo în funcție, fac altceva. Toți? Domnule, majoritatea și cei care nu stau cu capul în nisip.
care se face bici, bici și pocnește. Și ar trebui uneori să și pocnească. Da? Da. Vedeam o declarație, de asemenea, în presa locală ieri, dacă nu mă înșel, a încă președintelui Alde Gorj, să-i spunem așa, domnul Dian Popescu. Nu, nu vă mai luați după zvonuri. Dian Popescu este președinte. Păi asta spun, încă președintele, pentru că se pare că este subminat constant. Oh, da, da, sunt atât de slabi. De anumite găști, pentru că sunt deja două, cel puțin două am identificat. Nu, e una singură. Credeți? Da. Toți trag la aceeași barcă? Da. În gașca respectivă? Toți trag la aceeași barcă să-i dea, să găurească păi barca lui Dian. Adică, în gașca respectivă. Da. Deocamdată Dian stă bine, a câștigat bătălia cu ei. Au început să, inclusiv declarativ, să facă pași înapoi. Dian o să plece de acolo când vrea el, nu când vor ei. Și dacă Alde câștiga la Telești? Ce să câștige domnul Catena? Primăria. Prin absurd, ipotetic. Nu, Catena. Dacă ați fost acolo pe teren, vedeți ce eforturi uriașe au depus. Nu candidatul săracul, că el, ca și candidatul, luase valul, tăia valul, adică ești, numai dacă nu crezi, în tine, nu te implici, nu te ia valul, da? Pe el lase valul, pe el candidatul scoate în ecuație, de înțeles. A fost, nu știu, ca în anii 90, cu bătăi, cu venind noaptea, chestii de genul ăsta, adică poate puteau ei să influențeze. Sunt tot fel de povești și legende că s-ar fi întâmplat lucruri acolo, da? Pentru nu, ce? Să n-a apărut nimic. Și am auzit pe unul mic și cu urechile mari care spunea că, adică omul aude foarte bine, dar probabil nu vede foarte bine. Poate nu i-a spus nimeni că locul 2 nu se premiază la candidaturile primare. Și aia nu înseamnă că ești victorios. Da? Locul 2, 3, 4, 5, chiar tot acolo ești. Un procent, tot acolo. Și ce contează procentul ăsta? Nu, când ai mers pe primar, pe om. Păi hai să te văd ca partid la viitoarele alegeri. Corect. Da. Da? Deci asta demonstrează de ce sunt atât de slabi și de ce nu pot să-l dea pe Dian la poartă. Pentru că oamenii au o gândire minimală. Consideră că banii sunt totul. Nu sunt totul banii. Încă o dată, nu sunt totul banii, nici măcar în politică. Surpriză. Da, vă spun sincer, apropo de bani, am rămas... Tot, dacă vrei să iei un partid, știți cum îl iei? Nu te duc întâi pe la București. Asta seamănă, știți, mergem la înalta poartă. Toți da, boierii care se duceau la înalta poartă, mulți dintre ei li se lua capul și îi știau turcii că sunt... Și când am spus că avem... Dar știau și domnitorii că sunt și când se întorceau acasă, aveau grijă domnitorii de ei care dacă rămâneau. Și când am spus că avem porniri din epoca fanariotă, am spus numai că sunt nebun. Nu, că le avem. Uitați-mă. Le avem, sunt exact aceleași apucători. Dar ce haios că oamenii ăștia îi regăsești mai multe etape, se duc pe la mai multe partide au fost și se duceau tot la fel. La înalta poartă se schimbă ei conducătorii. Personajele se regăsesc și la altă partidă. Asta e ghinionul lor. Unii sunt obișnuiți să meargă cu căciula în mână pe la înalta poartă, alții sunt obișnuiți să conducă. Cert este că am rămas de-a dreptul surprins, vă spun sincer, când am aflat, nu știu cât este adevărat, pentru că nu am certitudine și n-am căutat să verific această informație, de sumele care au fost, să spunem, puse la bătaie pentru comună Cateleștiu. Ah, domnul Catina, sursele dumneavoastră v-au dezinformat. Nu există sume puse la bătaie decât cele prevăzute de lege și cele depuse de candidații. Dacă doriți, puteți să cereți la birou electoral și o să vedeți că sumele au fost mici. Am înțeles. Înseamnă că am fost dezinformat. Ați fost dezinformat cu siguranță. Iată cum am s-a manipulat, da, deși mi-am propus de la viață să nu mai pățesc acest lucru. Da, așa este, aveți perfectă dreptate. Ce să mai spunem privitor la ceea ce s-a petrecut aici? Întrebare. Știm din emisiunile anterioare că vedeți un început de an agitat din punct de vedere social și vă împărtășim opinia. Cum îl vedeți însă din punct de vedere politic? Cum vedeți prima parte a anului? Dacă lucrurile merg atât de prost pe cât le preconizează majoritatea oamenilor cu capul pe urmele în țara asta, va face PNL-ul tot ce stă în putință să înlăture monstruoasa coaliție? În prima jumătate a anului. Domnul Cătine, mă uitam la legile justiției, n-am vorbit, am evitat să vorbesc pentru că... Vă înțelegem poziția. Sunt avocat și, mă rog, reprezint oameni și oamenii ar vrea de la mine să nu mă implic în povestea asta. Mulți dintre clienții mei, am clienți care sunt în dosare, în curs de cercetare, unii se consideră nedreptățiți pe interceptări, pe chestiuni de genul ăsta. Dar am văzut și vreau să vă spun că o parte dintre modificări sunt de acord, cu altă parte nu sunt de acord. Iar parlamentarii PNL, pentru că
mi-am permis să dau și eu niște telefoane, să întreb care e opinia unora din Parlamentul României. Au cam aceeași idee, dar ce să faci că legile sunt la pachet, în lege amendamentele sunt toate, nu da? Vin secționate, asta bun, asta bun, asta bun. Amendamentele care s-au propus n-a trecut nimic, așa e... Amendamentele opoziției, ziceți. Da, n-a trecut nimic, nici nu interesează, merg pe repede înainte, iau un target, au creat niște anomalii. Bine, așa e când pui tractoriști în comisia juridică, să nu se supere tractoriștii, e un termen pe care eu îl folosesc. Da? Deci când pui tractoriști în comisia juridică, așa se întâmplă, când pui un oameni gen Nicolae, Nicolicea... Să nu îl pomeniți pe domnul Iordache, vă rog eu frumos. De Iordache, ce să mai zicem? Este când șef. Pui, da? Au făcut un talmeș-balmeș și cine e curios să vadă, că nu vă spun prostii, poate să citească pe Facebook-ul domnului Fenechiu, da? Să citească de ce nu poate fi pusă în aplicare această lege, că foarte mult se bucură, există principiul să moară capra vecinului, dar aplicat așa la judecători. Lasă-mă să sufere și ei, mă. Ei, o să vedeți că nu o să sufere, cel puțin la nivel de judecători, nu se poate aplica răspunderea. Și o să vedeți de ce. Citiți în amănunt. Pentru că sunt tot la mâna unor colegi de-ai dumnealor. Nici de cum la mâna alte instituții. Prin noile modificări. Și multe, 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 multe altele. Da? Au făcut praf. Era o șansă unică să facă reformă, au făcut-o praf. Pe pentru ce că interes aveau să facă o reformă autentică? Păi nu aveau interes, ei au interes să scapă Dragnea, să scape câțiva de-ai lor și gata. Un lucru care este foarte posibil să se întâmple în perioada următoare, să nu uităm că modificările par să vizeze un grup destul de restrâns de oameni. Pe mine asta mă și enervează, când se vorbește, se vorbea până acum, se vorbea de infractori. Se vorbea doar despre o anumită infracțiune pe care ei încearcă să le ocolească. În rest, nu interesează. Mm-hmm. Și amăgesc în continuare. Lumea începe, domne, la nivel, când nu se pricepe tot românul, da? Se uită la să citească niște legi. S-a văzut de-a lungul timpului. Bine, nu se pricep nici ăștia din Parlament. Păi nu-i diferență. Dar cei care le-au făcut. O să vedeți că o să creeze probleme și legile astea. Eu sper să nu treacă în forma asta. Eu cred că sunt legi care afectează întreaga societate și trebuia mult mai mare dezbatere pe legile astea. Da, mă rog, da, asta e și o să vină colegul și amicul nostru, da, de la PSD, nu îi rostim numele în emisiune, și o să spună, domnule, majoritatea a decis, 3 milioane ne-au trimis, au votat PSD-ul și PSD-ul trebuie să facă asta. Nu au votat pentru asta, au votat pentru un program de care ei nu se mai țin, nu au votat pentru sărăcie, nu au votat să-l scoată pe Dragnea bazma curată, nu. Cei care au votat pentru altceva, pentru minciunile pe care le-au spus în campanie. Și în care măsură nici să se aștearnă praful peste și uitarea peste dosarul Belina, de exemplu. Da, e o altă discuție și eu acum o să mă transform în avocat. Domnule, beneficiez de prezumția de nevinovăție atâta timp cât nu s-a dat o hotărâre definitivă. Da, de acord. Dar are o hotărâre definitivă, Dragnea. Din alt punct de vedere. Așa este. Și totuși, revenind la întrebarea inițială, va face PNL-ul tot ce este în putință dacă lucrurile merg atât de rău încât să încerce forțarea ieșirii de la guvernare a alianței PSD-ALDE? Că aici se pune problema. Va sta PNL-ul în expectativă, câștigând poate capital politic, poate, cu siguranță capital politic, sau va pune umărul la căderea unei alianțe aparent toxice. De asta să mă gândesc cum. Credeți-mă că mi-am făcut și eu niște calcule. Cum? Că, apropo și de faptul, nu faceți nimic. Ce poți să faci? Au ieșit în stradă liderii noștri. De ce au ieșit în stradă? Nu știu, să-și dea foc. Au început cu circul ăsta ieftin prin Parlament, cu care eu, sincer, nu sunt de acord. Vă referiți la cei de la USR? Cei de la USR. Asta nu se face în Parlamentul României. O poți face în stradă, poți să protestezi. Au un post, te duci totuși în Parlamentul României. Chiar dacă niște neandertali sunt pe acolo și am văzut cât de mojici pot să fie unii și ce cuvinte au la ei și cum se exprimă și cum se comportă în Parlamentul României, nu se face circul ăsta ieftin, e Parlamentul României. Și totuși avem două cazuri, Ucraina și Coreea de Sud, unde s-a lăsat cu păruială zdravână. E și Taiwan, unde se bat non-stop. Bine, da, acolo nu faci, când faci liste la Parlament, nu vezi care e mai tare în brand sau ciocănar mai bun ca să-l țin în baș de stradă și să-l trimită în Parlament.
Așa facem și noi o listă de păi la Târgu Jiu, să știți că avem... În Ucraina s-a făcut listă, că am văzut niște... Clicco acolo. Am văzut niște păruieli fantastice. Din fericire pentru ei, Clicco nu s-a băgat. Da, exact, omul era calm, păi cine face, se uita. Cine face sport nu are, cum să zic, în situații din astea de criză și își menține calmul și nu apelează la forță. Da, no. Doamne, asta e. Eu zic că PNL-ul va face tot ceea ce este posibil și prin vocea lui Ludovic Orban am și anunțat lucrul ăsta, să stopăm derapajul în care se află România și dacă stoparea derapajului presupune căderea guvernului, va face tot ceea ce depinde de noi. Din punct de vedere legal, se întâmplă lucrul ăsta. O situație ideală ar fi alegerea anticipată, dar astea sunt anumite proceduri care se pus în mișcare și e mai greu. S-a pus la un moment dat, s-a lansat în spațiu public ideea pentru că vă spun ceva, dacă pică guvernul, ce face? Majoritatea în Parlament rămâne aceeași. N-ai cum să o schimbi, corect. În situația în care toți parlamentarii de opoziție, USR, PNL, și-ar da demisia, fără Domnul ca alții să le urmeze exemplu. Iarăși, n-are nicio logică și nu se întâmplă nimic. N-ar mai rămâne în Parlament nici măcar vocile alea pe care și, mă rog, show-ul ăsta, care să atragă cât de cât atenția că lucrurile nu sunt ok nici măcar în Parlamentul României. Pot fi convins... Din nefericire, scorul mic, și aici, da, e și vina PNL-ului, scorul mic de la alegerile parlamentare a dus la situația asta, pentru că dacă era opoziția la un alt nivel, cu siguranță nu-și permiteau. Numeric vorbim. Nu-și permiteau să facă jocurile pe care le fac acum, să treacă în viteză prin orice. Pe repede înainte. Da. Asta e. Pedala de accelerație călcată la mașină. Parlamentul, mă repet, ce și-au dorit cetățenii, asta au în Parlament. Nu trebuie să dăm vina pe nimeni. Asta e. Asta și-au dorit. Asta nu înseamnă că între timp cetățenii nu și-au schimbat opțiunea. Nu înseamnă că cei care au stat deoparte acum nu regretă. Și nu înseamnă că noi trebuie să stăm acum și să-i pedepsim pe cetățeni pentru că au avut o opțiune de vot la un moment dat. Nu. Trebuie să facem ceea ce putem legal să facem pentru a stopa declinul țării. Da. Poate avem o percepție greșită. Și marea majoritate a cetățenilor își doresc asta. Eu zic ce se întâmplă acum? Da. Am dubii. Dumneavoastră. A mergeți la țară. Credeți? O să-i afecteze anul viitor, 2018, o să vedeți măsurile astea, cum se vor răsfrânge asupra tuturor. Da. Pentru că atunci nu o să mai poate să dea vina pe PNL. Tot PNL-ul a făcut o mișcare, o spun eu, firească și care ar trebui să ducă lucrurile pe un făgaș normal. La ultima tură de alegeri la termen a optat în principiu pentru oameni nepătați, pentru oameni curați din punct de vedere al imaginii, din punct de vedere al dosarelor sau al problemelor de natură penală și iată că poate acum apare ipoteza că era mai bine să merge și cu pătați, cu dalmațieni și aveați poate prezență mai mare numerii vorbind în Parlamentul României. Ați preferat să mergeți la alegeri cu oameni integri, cu oameni nebăgați în, să spunem, decizii definitive și irevocabile, dar asta este foarte probabil să vă fi atras voturi în minus. Era mai bine cu dalmațieni, dar cu mai mare prezență în Parlament, raportat la ceea ce avem acum în... Pentru că și aici apare o discuție. Dacă punctul meu de vedere personal și mi-l mențin, nu. E bine că nu sunt dalmațieni în PNL, în Parlament. Și sper să menținem aceste criterii de integritate și în continuare. Chiar dacă asta astăzi afectează numerii vorbind... Afectat, domnul, pentru că dalmațienii, fiind pătați, având problemele pe care le aveau... Ar fi trecut... Ce ușor pot să scap de ele votând anumite legi, nu? Uitați-vă la PSD-ALDE. Și UDMR. Să nu uităm de UDMR. Da. Care în momentul ăsta menține arcul guvernamental. Bine, dacă ne gândim așa, UDMR-ul a menținut arcul guvernamental mai multe legislaturi. Din 90 încoace. Mai multe legislaturi. Spai, își fac jocurile, știu, au interese. Au fost pe post de, nici nu putem spune, partidul cu mai multe balamale, ci chiar ușa la un moment dat. Cum în egală măsură, dacă vă amintiți și cu siguranță vă amintiți, defunctul UNPR. Un partid absolut ciudat. Eu vreau să vă spun că asta se va alege și de ALDE. Credeți? Eu și mă uit și zâmbesc când văd că unii se strofocă acum să
ne prezinte marele câștigător al de al ce? Stai să vedem în 2020. Stai să treacă prin toate ciclurile, să vedem europarlamentari, locale și parlamentare din nou. Da, din păcate ne-am apropiat de finalul emisiunii. Ca de obicei, o plăcere să și discutăm teme de politică și nu numai. Vă așteptăm într-un 2018, sperăm, mai bun, într-un 2018 în care să nu mai avem atât de multă agitație și atât de multă chestiune negativă. Cred că, din nefericire, în 2000 chiar vom avea agitație și energie negativă, pentru că toate lucrurile rele pe care le adopt acum se vor răsfrânge PSD-ul ALDE, UDMR se vor răsfrânge asupra noastră abia anul viitor. Da, dar noi vă știm un luptător. Și cu siguranță vă veți lupta în continuare. Stimate domnule, așadar, o seară cât mai plăcută. Vă mulțumim pentru prezența alături de noi. Multă putere de muncă și sănătate maximă. Mulțumesc și telespectatorilor dumneavoastră. Vă mulțumim. Dragii mei și dumneavoastră, o seară cât mai plăcută. Ne revedem, ne reauzim. La revedere!